Da. Bună seara, vă spun, bine v-am regăsit. Din păcate, se întâmplă în momentul de față în Prahova, se întâmplă în școlile din acest județ. Și vreau să începem discuția din această seară în felul următor. Aprilie 2012, programul guvernamental Lapte și Corn a fost sistat în toate școlile din județul Prahova după ce 66 de persoane, între care 63 de copii, au fost diagnosticate cu toxinfecție alimentară în urma consumului de produse distribuite în cadrul acestui program. Potrivit unui comunicat emis de către Inspectoratul Școlar Prahova, derularea programului Lapte și Corn a fost întreruptă în școlile din județ după ce acești copii au fost diagnosticați, așa cum spuneam, cu toxinfecție alimentară. Noiembrie 2015, 31 de copii de la o școală din municipiul Ploiești, suspectați de toxinfecție alimentară, prezentând simptome specifice precum vărsături, greață și amețeli. Reprezentantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, Marius Mihai, declara luni că 23 de copii de clasele a 5-a, a 8-a de la școala Elena Doamna din Ploiești prezintă vărsături, greață, amețelii fiind suspecți de toxinfecție alimentară. Între timp, acestor 23 de copii li se adaugă, din păcate, alți 29 de la alte școli din județ. Ce este comun în aceste situații, doamnelor și domnilor, este faptul că vorbim de aceeași firmă care s-a ocupat și atunci, dar și acum, de furnizarea laptelui în școlile prahovene. Alături de mine, pentru a discuta pe marginea acestui subiect, se află domnul Mihai Tărecoasă, directorul Direcției Sanitare Veterinare Prahova. Bună seara, bine ați venit alături de noi! Bună seara, bine ați venit! Și domnul Corneliu Buzu, directorul Oficiului pentru Protecția Consumatorului. Bună seara și dumneavoastră! Bună seara! Victor Preda, colegul meu, în continuare alături de mine în studio. Domnilor, s-a întâmplat în 2012, se întâmplă, din păcate, iată, în 2015, 60 de copii au avut de suferit din cauza acestui produs furnizat în școlile prahovene. Da, într-adevăr, este un eveniment nefericit care s-a întâmplat în județul Prahova. Este foarte bine deprecizat faptul că acest eveniment a apărut în prima zi în care a fost început acest program cu mare întârziere de distribuție lapte corn pe teritoriul județului Prahova. Este adevărat, de la școala Elena Doamna au fost într-adevăr 32 de copii, din care numai 2 au rămas internați la spital în seara respectivă, în seara zilei de luni. Și, într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, au mai apărut de la alte școli până inclusiv în ziua de ieri. În prima zi de luni, după amiază, așa când au apărut primele semne, atât Direcția Sanitară Veterinară, Prahova, Direcția Sănătate Publică, Oficiul Județean de Protecție a Consumatorilor și împreună cu Poliția, Inspectorul Județean de Poliție, am deplasat la școala respectivă, unde am constatat apariția acestor semne clinice la elevii respectivi. După aceea, noi am continuat, noi ca și direcție, împreună cu Oficiul Județean de Protecție a Consumatorilor, ne-am deplasat la unitatea de producție, care producători de lapte, și s-au recoltat probe din loturile care au fost incriminate în această suspiciune, deocamdată rămânem pe suspiciune de toxinfecție alimentară, neavând niște rezultate concludente până la acest moment. Și am recoltat probe de la, atât din toate loturile de materie primă, de produs finit, pardon, care au fost fabricate de producători pentru a fi distribuite în cadrul programului guvernamental Lapte Corn. Spuneam, domnule director, că nu vorbim de un caz izolat. Ce-i drept? Totul a pornit de la școala Elena Doamna de aici, din Ploiești. Însă, există și alte unități de învățământ în Prahova, unde au fost înregistrate cazuri de toxinfecție alimentară de la laptele din programul Lapte și Corn. Așadar, pe lângă școala Elena Doamna, vorbim de școala Sfântul Vasile din Ploiești, școala Mihai Eminescu, tot din Ploiești, dar și școli din Tătărani, Provița, Cornu, Cerașu sau Poiana Copăceni. Așadar, nici pe departe, cel puțin din punctul meu de vedere, nu se poate vorbi de un caz izolat. Categoric, nu este un caz izolat. Ce este foarte important de menționat este faptul că un semn foarte important în toxinfecție alimentară sunt fenomenele formele digestive. Din cei 60 de copii per total care au fost care au prezentat semne, așa cum a spus dumneavoastră, vărsături, grație și așa, și amețeală, numai 3 dintre ei au prezentat forme diareice.
din cei 60 de copii. E adevărat, avem în anul 2012, când am fost acel fenomen, noi eram în județul Prahova. Știu despre fenomen că eram la București, în cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare. Nu pot să vă spun prea multe lucruri despre asta, nu eram în zonă, deci nu știu date exacte. Noi am recoltat aceste probe, a doua zi am recoltat probe inclusiv de la școala Elena Doamna, de la școala 14, deci la ora aceasta toate probele sunt în lucru la Laboratorul Sanitar Veterinar Prahova și sperăm ca până în ziua de vineri să avem cel maxim cam 90% date certe privind rezultatele acestor examene de laborator, examene microbiologice care au fost efectuate pe toate probele recoltate. Vorbim de primele probe, recoltate, că în timp ce domnii colegi de la Direcția Sanitară Veterinară și Siguranță Alimentelor recoltau probe la fabrică, s-au recoltat probe și s-au trimis către DSVSA, inclusiv din depozitul de distribuție de la societatea care distribuie un alt lot, inclusiv cornul. În perioada zilei de astăzi, noi am continuat prelevările de probe de la școala Cerașu și de la celelalte probe, de la celelalte produse care, loturi care erau produse la producător, și ce a mai existat un alt lot din care n-a fost prelevate probe de la firma de distribuție, urmând ca mâine dimineață să trimitem alte loturi de prelevări către Laboratorul Direcției Sanitare Veterinare și Siguranța Alimentului, dând primele rezultate la cele care au fost recoltate prima dată. Astea probabil și urmează. Sigur. Dar primele concluzii vor reieși de la analizele respective, pentru că s-au prelevat probe atât de la produsele care au fost transportate la școli, pentru a se vedea și cum au fost transportate și depozitate, în ce condiții au ajuns ele acolo, și direct din depozit acolo unde sunt în condiții corespunzătoare de depozitare. Să le spunem celor care ne urmăresc că această licitație privind furnizarea laptelui și cornului în școlile prahovene a fost câștigată de fapt de o asociere formată din patru firme, trei care se ocupă de ceea ce înseamnă produse de panificație și una care se ocupă de furnizarea laptelui. Spuneți dumneavoastră, domnule director Buzu, că s-au făcut controle și în ceea ce privește cornurile care sunt date copiilor în școli. Da, au fost făcute prelevări, au fost făcute controle luate probe. Spre exemplu, astăzi, din câte știu eu, din informațiile pe care le am, știu că există școli în Prahova unde cornul a fost adus elevilor. Da, astăzi, în urma deciziei care a fost luată aseară, s-a distribuit cornul. Doar cornul. Doar cornul. Până la o nouă decizie care urma să se ia astăzi în ședința de Colegiu Prefectural și, bineînțeles, cu participarea Consiliului Județean, care este principalul partener în... Cel care plătește și laptele și cornul. Cel care plătește și laptele și cornul. Și totodată s-au preluat din școli, dacă au mai rămas, celelalte produse... Dacă unele au mai primit astăzi, au fost și școli care au refuzat să mai primească și lapte și corn. Da, exact. Au existat și unități de învățământ astăzi, care au refuzat să astăzi mai primească pentru aceste în afară de faptul că s-a livrat numai cornul, unul din motivul pentru care s-a livrat numai cornul a fost ca acest distribuitor să merge la toate școlile, să preia toate probele de lapte și produse din lactate care au rămas în cursul zilei de luni și de marți, pentru copiii care au lipsit de la școală, care au fost bolnavi, care obligatoriu erau în școala respectivă. Sau care le-a refuzat. Bun. Firma despre care vorbim, care produce acest lapte distribuit în școlile din județul Prahova, a fost amendată în primăvara lui 2012 pentru punerea în consum de produse infestate cu stafilococul auriu. Asta, cel puțin acesta a fost rezultatul analizelor efectuate la momentul respectiv, analize care au confirmat prezența așadar a stafilococului auriu în probele de lapte prelevate în urma înregistrării a 63 de cazuri de toxinfecție.
Ulterior, reprezentanții firmei au anunțat că dau în judecată autoritățile, pentru că, din câte știm cu toții, s-au făcut niște analize paralele și au infirmat ei atunci existența acestui stafilococ în lapte. În lapte, da. Da, este adevărat. Noi, ca și instituție de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Paraguay, suntem și la acest moment în proces cu firma respectivă pentru amenda date atunci de către colegii noștri. Deci și acum, după 3 ani, încă sunteți în proces cu firma. Da, deci a fost aplicată o amendă în urma buletinului de analize care a existat, obținute la un laborator sanitar veterinar acreditat și autorizat pentru aceste analize. Normal, Direcția Sanitară Veterinară, colegii noștri au dat sancțiune conform legislației în vigoare, iar noi și la acest moment, în urma rezultatelor de la buletinele care au fost efectuate la alte laboratoare sanitare veterinare, suntem în proces cu firma, nici la acest moment nu-i finalizate. Măcar au plătit amenda, domnule director? Până fiind în proces, nu. Deci, dar vă mențineți, domnule director, poziția pe care ați avut-o la momentul respectiv, repet, aprilie, da, primăvara lui 2012, prezența stafilococului auriu da, în produsele lactate? La acel moment, nu laboratorul sanitar veterinar Prahova a pus diagnostic, la acel moment nu eram acreditați pentru această analiză, deci pentru stafilococul auriu, și probele au fost analizate la Institutul de Igienă Sănătate Publică București. Bun. La momentul la care noi vorbim, există 2 dosare penale deschise în cazul celor aproape 60 de copii de la unitățile de învățământ din Prahova, care, așa cum spuneam, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au consumat aceste produse pe care guvernul le pune la dispoziție copiilor. Am și o declarație pe care a făcut-o purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție chiar în cursul acestei zile. Domnul Marian Ionescu spune că la nivelul parchetului de pe lângă judecătoria Ploiești și la parchetul de pe lângă judecătoria Văleni a fost înregistrat câte un dosar penal în urma apariției cazurilor de suspiciune de toxinfecție alimentară la elevi. În urma cazurilor de posibilă toxinfecție alimentară au fost deschise dosare penale pe articolele 352 și 358 din codul penal. Cercetăm faptele în rem și urmează să vedem cum merge mai departe în funcție de rezultatele analizelor de la Direcția Sanitar-Veterinară și Siguranța Alimentelor. Cele 2 articole din codul penal sunt incluse la capitolul infracțiuni contra sănătății publice și vizează infracțiunile privind zădărnicirea, combaterii bolilor și comercializarea de produse alterate. Vă rog. După cum vedeți, totul se rezumă din nou la rezultatul... Rezultat pe care îl vom avea, spuneați dumneavoastră, vineri, da? Cel mai probabil și primul rezultat va fi vineri. Până la momentul acesta este foarte greu să comentăm și să analizăm situația în care se află persoana respectivă care i s-a deschis acest dosar. Noi nu ne putem pronunța, nici domnul doctor Terecoasă cred că nu se poate pronunța în... Deci până vin aceste rezultate, ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc, trebuie oarecum să acordăm prezumția de nevinovăție, categoric, dacă pot să folosesc această expresie. Adică nu putem vorbi pe concret. Mai ales că concrete sunt situațiile, din păcate, acestor 60 de copii care au avut de suferit pentru că au băut acest lapte. Mai ales că astăzi s-a luat decizia de suspendare în totalitate a programului COR și la programul guvernament. Ceea ce nu e tocmai o prezumție de nevinovăție. Este suspendare temporară. Este o măsură de precauție. Da. Este o măsură de precauție pentru că de acolo a venit problema. Sigur că dumneavoastră, domnilor directori, vorbiți din punct de vedere tehnic pentru că reprezentați niște instituții. Eu nu reprezint nicio instituție și pot să spun următorul lucru. Că avem de-a face cu un program guvernamental care a început cu cele mai bune gânduri, probabil, ca toți copiii din, toți elevii din țara asta să beneficieze la școală de un pahar cu lapte și de un corn, care de-a lungul timpului, ca în România, orice lucru bun, odată ce trece timpul, se transformă într-un lucru mai puțin bun, pentru că acel lapte a devenit, iată unde s-a ajuns, cornul din ce în ce mai meschin și mai mic și mai lipsit de gust. Nu spun eu asta, o dovedește faptul că foarte mulți elevi îl refuză, sunt copii care beneficiază acasă de o alimentație foarte bună, nu au nevoie de acel
pahar de lapte de la școală și nici de cornul acela și lasă, se joacă cu ele pe stradă, vedem pe în jurul unităților de învățământ, vedem punguțele acelea de lapte cum sunt sparte, sunt bani irosiți. Eu mă gândesc că cu același buget s-ar putea acorda o masă caldă elevilor care au nevoie cu adevărat de așa ceva. Un sprijin pentru familiile cu copii mulți, nu știu, să găsim altă modalitate să cheltuim banii aceia, fără să îi cheltuim aiurea, să vedem laptele aruncat pe stradă, fără să vedem cornurile aruncate pe stradă, fără să îmbolnăvim copiii, asta e cel mai important. Și mă gândeam paradoxul de a fi părinte în România. Pe de o parte, dacă nu trimit copilul la școală, sunt supus opropriului public, cum e și firesc, mai mult statul mă amendează, iarăși e firesc, iar dacă îl trimit, statul mi-l îmbolnăvește, ceea ce nu e corect. Nu e cinstit. Sigur, dumneavoastră reprezentați niște instituții de control și vă faceți datoria, dar spuneați că la fața locului s-a deplasat DSV-ul, OPC-ul, poliția, DSP-ul, cu atâtea instituții de control, iată, se mai întâmplă lucruri și din acestea. Și apropo de ceea ce spui, Victor, de acești bani care sunt utilizați pentru aceste produse, valoarea contractului, iată, este de 8,9 milioane de lei fără TVA și de probabil aceste produse că asta e valoarea contractului, beneficiază în jur de 70.000 de elevi. Per elev pe zi, 0,96, am înțeles bine? 0,96. Acum orice... Sunt 75.000 de copii la 75 nivel. De copii, om care merge într-un supermarket știe cât costă un litru de lapte și vede că e oricum semnificativ peste 4 lei un litru de lapte în magazin. De lapte pasteurizat, bun pentru consum. Și știe copilul lui la școală primește de 0,96 de lei lapte și corn și să-și mai imagineze că este bun. Păi, eu personal... evident, când am auzit că urmează să plece acest program cu întârziere și aici nu știu de ce, de unde întârzierea asta, lucru bine făcut e lucru bine făcut. Consiliul Județean, habar n-am, a fost vreo contestație, nu știu ce s-a întâmplat de a întârzia, dar să începi școala și să nu ai lapte și corn, poate că a fost un mare noroc pentru copiii din Prahova, iată ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, e foarte simplu de făcut o socoteală și să ne dăm seama că de 0,96 de lei nu putem primi un produs de calitate, din păcate, iată, nu putem primi nici măcar un produs sigur. Da, aici sunt multe probleme de discutat. Când vorbim despre copii, criteriul celui mai mic preț este o prostie și este o ticăloșie. Asta e o chestie. Da, legea lege. Este o lege proastă, dar e o lege făcută atunci de oameni și oamenii ar trebui să o schimbe. Avem parlamentari în Prahova foarte mulți și de pe locul 1 și de pe locul 2 și de pe locul 3 sau problema nu este că... Mi-aș dori să văd un parlamentar prahovean care să ducă să spună, uitați, dragi colegi, ce s-a întâmplat în Prahova, dar din cauza criteriului celui mai mic preț. Eu mi-aș dori să văd un parlamentar prahovean care să dea propriului copil un astfel de corn sau un astfel de lapte, vă spun sincer. Da, eu vreau să vă spun următorul lucru. Depinde de zone ale județului. Sunt zone ale județului unde sunt oameni foarte săraci. Vreau să vă spun să nu ducem banii acolo. Da, e foarte greu de gestionată. Problema cu masa caldă e adevărat, nu știu, ar fi o soluție. Dar pahar de lapte la bun. Nivel de școală, noi de când a început acest program Lapte Cord, deci a fost foarte greu să găsim o cameră în care să putem să primim, școala să primească laptele. A fost laptele, inițiativă, domnule director, a fost problemă, în care să ajungă la copii. Da, este în continuare. Este în continuare, vă spun imediat care este hotărârea. Dar vaccinație, corn, lapte și după aceea măr. Minunat. Deci vreau să vă spun că anul trecut am făcut mai multe controle la școli și în anumite zone ale județului, pe care le știm cu toții, că sunt zone sărace, o familie de oameni săraci, erau copii care veneau la școală pentru acel lapte. Sigur că da. Și corn. Sigur. Hai să ducem banii sunt acolo. Sunt, într-adevăr, la orașe. Totuși, 8,9 milioane de lei fără TVA la nivel de județ este o sumă mare. Aproape este o sumă mare. De exact. Da, 75.000 de copii pe zi. 75 de copii 75 și cred eu, n-am făcut un calcul, dar cred eu că din acești 75.000 de copii, cred că jumătate nu consumă aceste produse, poate mai bine de jumătate. Ce puțin ploiești? Nu există o statistică. Corect, nu există o statistică, este greu de spus, dar cel puțin în ploiești sunt convins și în orașele Câmpina, mari, în Sinaia, cu siguranță nu sunt consumate. Copii, adevărat, la oraș și la oraș, nici la oraș, în toate cartierele din oraș, sunt oameni care, copii care își permit să ajungi la... De asemenea, nici în mediul rural, că sunt și oameni care au animale și dau copilului un pahar de lapte de la vaca din curte. Dacă tot am ajuns la animale, aici e nu știu dacă ați sezizat, pe materialul pe care l-am urmărit puțin mai devreme, era o doamnă care, cred eu, avea copilul la școala Elena Doamna, care spunea în felul următor, decât să le dea așa ceva, mai bine nu mai dau nimic copilului meu.
Da, eu cred că ar fi de discutat aici să facem un sondaj de opinie între părinți, să vedem câți sunt de acord, câți nu. Eu cred că niciun părinte, domnule director, nu va spune de da, acord. Sunt de acord să dau nu, să dăm un lapte bun. Și să ajungă cu e adevărat că 9, deci, în primul rând că la prețul ăsta intră un lapte degresat de 1,8, deci nu intră lapte de 3,5 grăsime. Deci prețul e și în funcție de procentul de grăsime. Și de asta s-a ajuns la acest preț. Știți ce înțeleg eu, domnilor, de aici? Că în momentul de față, acești oameni care ne conduc și mi-asum ceea ce spun, fac rabat de la calitate în ceea ce privește copiii, generația de mâine, viitorul acestei țări. Cum vreți dumneavoastră să-i numiți? Nu știu, da, 0,96 lei pe zi de elev. Un pahar cu lapte și un corn. Păi ce să-i dai? Ce pahar de cu lapte și ce corn să-i dai de 0,96? Așa, trebuie și un corn de... Da, și să luăm în considerație că la momentul în care a fost promovat acest OUG96, bănuiesc că guvernul de la vremea respectivă s-a consultat cu nutriționiști. Și atunci s-au stabilit standardele în care au spus că el să atribuie un corn simplu cu termen de valabilitate 48 de ore. Ce conține, domnule director, acel corn? Conține făină și apă. Deci cornul simplu, asta este apă, sare și drojdie. Fără alte adaosuri. Cum se făcea pâinea înainte? Deci, da, și un lapte degresat, pe standardul de lapte degresat la 1,8. Din punct de vedere a respectării calității produsului pe standardul respectiv, sigur, vă garantez că el se respectă. Pentru că sunt buletine de analiză de supraveghere care se fac periodic, există medic veterinar de supraveghere în unitatea de producție, sunt și la noi tematici de control, se prelevează probe, se duc în laborator. Nu dumneavoastră stabiliți standardele de calitate, la ceea ce vă referiți dumneavoastră, în tot acest context, atribuția noastră este să controlăm. Corect. Să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat din nefericire. Și da, spunea... Eu am spus o ipoteză, domnule director, și mă gândesc așa, avem 75.000 de copii care primesc aceste produse. Dacă plecăm de la ideea că jumătate le aruncă, nu le mănâncă, nu beau paharul respectiv de lapte, ne gândim că undeva la 32.500 de copii ar beneficia, iar 37.500, îmi cer scuze, ignoră aceste produse. Bun, în cazul acesta, dacă am găsit o variantă, o metodă de a direcționa către cei care chiar vor să beneficieze de aceste produse, n-ar mai avea 0,96, ar avea 2 lei valoarea produselor de 2 lei. Și atunci am putea vorbi și de pasteurizat, că înțeleg că n-a fost pasteurizat acest lapte. Nu HT. Atunci am putea vorbi de niște standarde de calitate ceva mai înalte. Și de un corn mai bun, care să fie mâncat cu poftă, și de un lapte de calitate. Și atunci poate că n-ar mai exista astfel de cazuri. Bun. Spuneam puțin mai devreme că a fost remis în această seară un comunicat de către Consiliul Județean Prahova, Compartimentul Sănătate, Cultura, Învățământ, Mass Media, Sport, Tineret, ONG-uri, care spune în felul următor. Ca urmare a situației apărute la începutul acestei săptămâni, când mai mulți elevi de la mai multe unități de învățământ din județul Prahova au fost internați cu simptome de toxinfecție alimentară, începând cu data de 26 noiembrie 2015, adică de mâine dimineață, se sistează programul guvernamental Lapte și Corn până la aflarea rezultatelor analizelor de laborator efectuate de către autoritățile competente. Haideți să urmărim și noi un material care include și declarația pe care domnul Bogdan Toader, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, cu atribuții de președinte, a făcut-o în cursul acestei zile și revenim imediat la discuția noastră. S-au deschis dosare penale în cazul elevilor din Prahova care au suspiciuni de toxinfecție alimentare după ce au consumat laptele distribuit în școli. Polițiștii fac cercetări în REM pentru infracțiunile de comercializare de produse alterate și zădărnicirea combaterii bolilor. S-au deschis două dosare penale, acestea se află în lucru la parchetul de pe lângă judecătoria Văleni 1 și celălalt la parchetul de pe lângă judecătoria Ploiești, pentru faptele prevăzute articolul 352, respectiv 358
din codul penal. Sunt infracțiuni prevăzute la categoria celor împotriva sănătății publice. Cercetările momentan se efectuează in rem pentru fapte, urmând a se stabili în funcție de rezultatele buletinelor de analize ce măsuri vom dispune mai departe. Acum autoritățile așteaptă rezultatele analizelor. Am trimis spre analiză mai multe mostre din produsele livrate luni și marți. Așteptăm să vină buletinele de analiză de la DSVSA, iar din acel moment vom analiza foarte bine situația. Contractul pe care îl avem cu furnizorul de lapte și corn prevede faptul că în astfel de condiții, dacă se sesizează că există probleme la produsele de lapte sau la cele de panificație, contractul este reziliat de drept. Laptele deja existent în școli a fost retras, iar astăzi elevii au primit doar corn. Produsele de corn au fost livrate și astăzi, laptele fiind stopat până joi, când vom relua cu lapte UHT de la alt producător. În 2012, firma producătoare de lapte a fost implicată în alt scandal. Atunci, Direcția Sanitar-Veterinară a afirmat că peste 60 de persoane s-au îmbolnăvit după ce au consumat lapte distribuit în școli și care la analiză a reieșit că avea stafilococ auriu. Astfel, acum mulți se întreabă cum a fost posibil ca firma să participe și să câștige o nouă licitație. Și în condițiile astea, cum am mai putut participa la licitație și anul acesta, dacă au fost probleme în anii trecuți? Întrucât nu s-au stabilit de către o instanță problemele și nu s-a dat câștig de cauză niciuna dintre părți, dânși în momentul când au participat la procedura de achiziție publică, aveau toate documentele în regulă. În Prahova, de programul Lapte și Corn, beneficiază aproximativ 70.000 de elevi. Am ascultat și declarația pe care a făcut-o domnul Bogdan Toader, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, cu atribuții de președinte. Eu am înțeles așa, domnule director, din declarația pe care domnia s-a făcut-o, că această firmă care a câștigat, iată, și în 2015 licitația, a câștigat-o pentru că a prezentat toată documentația, a fost în regulă și asta pentru că, vă întreb pe dumneavoastră, acel proces cu DSV-ul nu s-a încheiat nici până în momentul de față? Nu, procesul este în derulare cu el, pentru amenda respective, dar ce vreau să vă spun este că această unitate este autorizată sanitar-veterinar și nu a fost niciun moment, chiar din la momentul 2012, când a fost primul acel eveniment, activitatea suspendată sau a fost suspendată 3 zile sau 4 zile, din câte știu atunci. Dar atunci a funcționat permanent, este unitatea autorizată sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare, este o unitate care îndeplinește toate condițiile de funcționare, nu au fost probleme cu de lapte, numai au lapte și produse lactate, nu în cadrul programului Lapte Corn, ci au fost livrate la multe societăți comerciale pe teritoriul județului și nu numai județului Prahova. Deci este o unitate care este funcțională, este supravegheată sanitar-veterinar și nu funcționează numai în baza programului Lapte Corn. Am înțeles, dar în momentul în care, iată, 2012, avem 66, da? 66 de persoane care au ajuns în spital din cauza acestui produs. În noiembrie 2015 avem 60 de copii cu toxinfecție alimentară. Despre ce vorbim? Da, deci deocamdată putem spune că e toxinfecție alimentară. Sunt niște suspiciuni de toxinfecție de alimentare. Semnele clinice sunt de suspiciune de toxinfecție alimentară. Vedem rezultatele la buletinele de analiză. Dar v-am spus, operatorul este obligat, conform legislației în vigoare, să respecte condițiile de funcționare și răspunde de calitatea și salubritatea produsului obținut, atât prin programe de autocontrol pe care sunt obligatorii pentru fiecare operator din industria alimentară, dar și pentru, în cadrul acțiunilor de prevenire de probe, în cadrul programului strategic pe care Direcția Sanitară Veterinară îl are permanent pe fiecare unitate în funcție de gradul de risc al acesteia. Spunea la fel domnul Bogdan Toader că de mâine, declarația a fost făcută undeva în jurul prânzului, de mâine acest produs, laptele, va fi asigurat copiilor de către alte firme. Între timp a apărut acest comunicat remis tot de către Consiliul Județean Prahova, prin care se pare se răzgândesc și spun, așa cum am citit puțin mai devreme, că începând cu data de 26 noiembrie se sistează programul guvernamental Lapte și Corn până la aflarea rezultatelor. De ce crezi, Victor, că această
a apărut această modificare în decurs de câteva ore. Și îl ascultam pe domnul vicepreședinte cu atribuții de președinte, domnul Bogdan Toader, și mă gândeam că și oricând aș putea să conduc acest județ, cred că mai bine decât cei care l-au condus până acum. Pentru că am instincte de gospodar ceva mai ascuțite decât dumnealor. Mi-aduc aminte că la un moment dat am luat niște cartofi din piață, niște cartofi din piața în care merg de obicei. N-am fost foarte mulțumit de calitatea lor și am evitat să mai cumpăr de la respectivul domn, care e tot timpul în piață, fiind producător, evident. M-am dus la altul. Deși domnul avea cred că toate actele în regulă... Cred că aș putea să fiu declarat cel mai bun gospodar din Prahova, dacă eu gândesc, după părerea mea, mult mai bine decât cei care conduc în clipa asta județul, care, odată ce s-a întâmplat în 2012, nu-i nimic, avere toate actele în regulă, să meargă și în 2015, pentru că nu s-a dat o sentință. Niște copii s-au îmbolnăvit atunci, acum iar se îmbolnăvesc niște copii, până se termină procesul, mai avem generații și promoții destule. Nu e nicio problemă, e foarte bine așa cum este. Habar n-am, a spus domnul, apropo de întrebarea ta, a spus domnul vicepreședinte cu atribuții de președinte că de joi, adică de mâine, va fi reluată furnizarea, de data asta, lapte UHT. Mă gândesc, dacă de mâine se poate cu lapte UHT, de ce nu s-a putut de la începutul săptămânii? Adică de la demararea programului care ar fi trebuit pornit de la începutul școlii. Nu știu de ce până acum nu s-a putut și de mâine se poate, habar n-am de ce. Nu se mai poate pentru că și este acum iarăși nu se mai poate. Guvernamental în momentul de față. Din discuțiile ce de ce nu s-a putut, domnilor? Din discuțiile purtate, inclusiv conducerea Consiliului Județean, chiar și în această seară, s-a stabilit foarte clar că în funcție de rezultatele care se vor ține la analize de laboratorii efectuate, la reluarea programului cu această firmă, la fel depinde de rezultate buletinului, se va livra numai lapte UHT. Da. Foarte bună, foarte pertinentă întrebarea colegului meu. De ce, din punctul dumneavoastră de vedere, nu s-a procedat așa de luni, nu știu când cât am fost, luni 21 noiembrie? Da, în condițiile în care, repet, se trebuiau date copiilor de la începutul anului școlar. S-au dat cu întârziere de aproape 2 luni. Da, deci aici chiar nu putem să vă răspundem niciunii. Sigur, nu aveți instituțiile pe care le reprezentați. Dar ce vreau să mai vă spun, să știți că nu orice unitate de procesare lapte autorizată sanitar-veterinar poate să producă pentru să intre în acest program lapte corp. Dar nu orice unitate de procesare de lapte are un contract de 2 milioane de euro. De acord. Sunt dar bani mulți. Dacă tot încasează bani mulți, atunci să investească și în utilaje și în tehnică, pentru că dă lapte copiilor. Dacă accept de la Guvernul României și de la autoritățile din România pe lista medicamentelor pentru bolile noastre, ale românilor, cele mai fine și proaste medicamente de la 25 de ani în sus, alea ni le dau, pe alea le înghițim, nu-i problemă. Accept cele mai proaste drumuri pentru noi românii, accept orice, că am acceptat 26 de ani, mai acceptăm până la sfârșitul vieții. Dar măcar de copii să avem grijă, să nu, dar nu putem, un lapte nu putem care spune, le pune sănătatea în pericol. Nu putem spune că este un produs de calitate proastă. Deci nu putem, lapte, sigur, dar nici pe piață la ora asta există lapte. Cred că este cel mai bun lapte pentru îmbolnăvit 60 de copii. Nu, nu, nu. Păi dacă 60 de copii, atunci s-a deplasat ambulanța pe bani, nu știu, s-a deplasat. De ce? Eu cred că este un lapte extraordinar de bun, o calitate nemaipomenită, 1,8% grăsime. Este senzațional de bun, asta, dar iată, 60 de copii s-au îmbolnăvit. Asta este programul cu 1,8, nu cu 3,5. De acord, da, dar nu din cauza asta al conținutului scăzut de grăsime s-au îmbolnăvit copiii ăștia și au chemat salvarea. Nu. Și au venit părinții fuga de la serviciu. Dar vă spun, repet și vă repet acest lucru, nu orice unitate, chiar dacă este autorizată sanitară pentru schimbă intracomunitare, sunt niște utilaje speciale ca să poți să produci în fiecare zi 70.000 de pahare de 200 de mililitri, mai ales că această unitate mai dă și în alte județe. Tot în cadrul programului lapte corp. S-a tot vorbit zilele acestea de felul în care au fost transportate, respectiv depozitate aceste produse în unitățile școlare unde ele au ajuns. Poate să fie, domnilor, și aceasta o cauză? Categoric, da. Da, fiecare unitate școlară are un loc. Bine, repet, un loc, nu avem rezultatele. Un spațiu frigorific. Acum putem să mergem și pe o eroare umană sau pe o neglijență umană. Atunci când laptele este adus și nu, în loc să fie depozitat în frigiderile care sunt destinate pentru așa ceva, este posibil ca persoana respectivă care este delegată prin decizia conducerii unității de învățământ să nu-și facă treaba.
Asta presupunem, nu avem niciun fel de informații sau certitudine. Ce ar mai fi de spus legat de Elena Doamna? Deci laptele a fost livrat dimineața. Bun. Da? Au mâncat de dimineață copiii 1-4. Bun. Și clasa 0, mi se pare, sau nu știu dacă au și grăniță, chiar nu știu la Elena Doamna. Ba da. Și nu au avut nimic. E adevărat, pentru din același lot care a fost adus tot dimineață, s-a livrat pentru elevii de după amiază. Și s-au îmbolnit și de clasele 5-8. 5-6-7. Deci, de aici pot să vă spun că există posibilitatea ca un produs să degradeze, deci de la producător până la ajunge la consumatorul final, cum spunem noi, din punct de vedere sanitar veterinar, deci la acel elev în școală. Inclusiv la depozit, inclusiv pe timpul transportului, inclusiv în școală. Dar nu știu, vă întreb, există în fiecare unitate de învățământ un cadru didactic, o persoană desemnată să preia în fiecare decizie dimineață? Vă spun asta pentru că am asistat la următoarea situație. Domnul care a venit cu lăzile în care se aflau laptele și cornul, le-a trântit frumos pe holul unei unități de învățământ și a plecat bine mersi. Nu știu ce s-a întâmplat mai departe, nu știu dacă cineva le-a preluat cu acel halat pe care trebuie să-l aibă, cu mănuși, da? Pentru că astea sunt condițiile în care trebuie manevrate aceste produse. Pur și simplu vă spun că este o situație pe care am văzut-o cu ochii mei, lăs cu lapte și corn puse în holul unei unități de învățământ și probabil, nu știu, cineva s-o fi sezizat după un anumit timp de să le ia și să le ducă în spațiul frigorific. Deci eu din câte știu, există decizie la fie școală cu persoana care răspunde efectiv de acest preluare. Nu știu, se facă un instructaj, habar n-am. Fiecare unitate de învățământ are o persoană desemnată prin decizie, persoana care este obligată să aibă și toate analizele la zi. Analize medicale. Analizele medicale, da, pentru că manipulează aceste produse destinate copiilor și fiecare conducător al unității de învățământ trebuie să și verifice, să controleze această persoană. În perioadele în care, de-a cursul anului, cât se desfășoară acest program guvernamental de distribuție a produselor și noi, în limita timpului, intrăm, comisarii, colegii mei intră la școli și încheie documente să vadă cum și în ce fel sunt depozitate. Au fost situații când ele nu erau depozitate corespunzător, au fost, dar marea majoritate și foarte, un procent foarte mare, sunt depozitate corespunzător. La vremea când s-au făcut controle, anul trecut, când nu a fost niciun fel de eveniment. Bun, noi vorbim acum la modul ipotetic, da? Pentru că, repet, pentru a nu știu câta oară, până nu vin aceste rezultate ale analizelor, practic vorbim pe niște presupuneri, supoziții pe care le facem în momentul de față. Spuneați dumneavoastră că acea persoană desemnată să se ocupe de ceea ce înseamnă transportul în spațiul frigorific a acestor produse este monitorizată, supravegheată de cel care cea care conduce instituția de învățământ respectivă, da, de directorul școlii, cum ar veni. Managerul unității. Mergeți pe încredere? Adică se fac controale, nu știu. Se fac controale. Atât toată perioada de desfășurare, 9 luni de zile în general, se fac controale în toate instituțiile de învățământ. Nu putem spune că cuprindem toate școlile din... Sunt 600 și nu știu câte școli din județul Prahova. Acum, cred că și colegii de la Direcția Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentului și dânsii fac verificări la noi. Este o tematică de control permanentă pentru modul de depozitare, distribuire și condițiile care sunt în camera respectivă. Și din câte știu, vreau să vă adaug ceva, la fiecare școală, cel puțin la clasele mici și la grădiniță, sigur, există o persoană medicală care asistă, care este permanent în școală, la grădiniță, sigur vă spun, care asigură inclusiv, deci urmărește acest program. Un cadru medical, spuneți dumneavoastră, în toate grădinițele? Sigur că da. La grădiniță vă spun sigur. Nu știu dacă și la școli, la toate școlile. Nu, sunt atâția medici. Asistente medicale. Am înțeles. Cunoașteți, domnilor, și ceea ce s-a întâmplat la Cerașu, chiar în cursul acestei dimineți. Acolo avem, la fel,
foarte mulți elevi care au ajuns cu toxinfecție alimentară. Nu știu câți mai sunt internați în momentul... 15 au ajuns. Și au rămas 13 internați. La momentul acesta mai sunt 2 internați. Da, din punct de vedere epidemiologic, până la urmă, focalul, ghilimele de rigoare de la Ceraș este cel mai grav. În sensul că avem 15 și au rămas internați 13. Dar mai departe, la Elena Doamne, din 32 au rămas 2, restul au plecat acasă cu tratament ambulator la domiciliu. Deci aici e o problemă, trebuie analizat și examinat, vedem despre ce s-a întâmplat. Faptul că s-a întâmplat nu este niciun fel de bucurie. Absolut. Și știți ce mă întreb eu? Faptul că s-a întâmplat, da? Iată, 60 de copii care au avut de suferit din cauza acestui lapte pe care guvernanții noștri s-au gândit să-l dea cu titlu gratuit în școlile din țară. Eu vă întreb, de ce aceste măsuri, iată, și cea care face referire la introducerea laptelui tip UHT în școli, de când nu știm, da? Așteptăm să termine ancheta. De ce aceste măsuri se iau întotdeauna după ce se întâmplă ceva rău? Și la această oră și la această dată există în rețeaua comercială din România lapte UHT și lapte pasteurizat. Deci laptele pasteurizat este un aliment, un produs alimentar care n-ar trebui să conțină nicio problemă de sănătatea consumatorului. N-ar trebui, dar iată data durabilității minimale? În termenul respectiv. Iată, deci exact cum am spus și mai devreme, de la producător până la consumatorul final, se pot întâmpla într-adevăr multe. Bun, tu ca persoană ca adult te poți duce într-un supermarket să-ți cumperi lapte pasteurizat, o faci pe propria răspundere, atât îți permite bugetul, asta cumperi. Dar în momentul în care vorbim de un program guvernamental de o valoare de 2 milioane de euro, da? Spune 8,9 milioane de euro, sănătatea peste 70.000 de copii, este firesc să gândești la modul acesta? Iau, dar iau pe riscul meu, e pasteurizat, nu știu cât e de bun, dar o să vedem. 74.000 de copii. De acord. Dar nu trebuie să iei foarte mai mare, trebuie să... Director, eu de 4 ani, vine un domn la mine la ușă, o dată pe săptămână, nu-i dau bani și el îmi dă toate asigurările că cei 4 litri de lapte pe care mi dă sunt conform cu toată legislația europeană, mondială, americană, etc. Nu-i dau niciun ban, omul locuiește undeva în jurul Ploieștiului și mi-a spus că, domne, uite, pentru că îmi plac foarte mult emisiunile pe care le faceți, uite, vă dau 4 litri de lapte. Deci să nu se sesizeze fiscul și nici dumneavoastră, vă rog. Niciodată, dar absolut niciodată, niciuna din aceste săptămâni, din cei 4 ani de care v-am spus, un lapte nepasteurizat, luat direct de la vacă, n-am avut nici cea mai mică problemă. Fără să am instalații, fără ca domnul respectiv să aibă instalații deosebite, fără să aibă un contract cu mine de 2 milioane de euro pe an. Nu, pur și simplu lapte de la un gospodar român, lapte adevărat de vacă. Și n-a fost nicio problemă. Ori aici vorbim despre 75.000 de clienți zilnici. Cred că multe, riscurile foarte multe firme foarte din mari. Țara asta și-ar dori să aibă 75.000 de clienți fiecare zi. Vreau să vă spun că sunteți într-o situație foarte, foarte fericită că l-ați găsit pe acest om. Deci înainte de 89, în Prahova, erau 270.000 de bovine, da? Și astăzi avem 37.000. Da. Domnule director, pentru că nu mai avem timp, trebuie să încheiem emisiunea. Știu că în momentul în care vor veni aceste rezultate, spuneați dumneavoastră vineri, veți afla care a fost cauza și vor fi dispuse și sancțiunile care se impun. Cam care sunt sancțiunile în astfel de cazuri? Sancțiunile în astfel de cazuri atunci când punem în pericol viața și sănătatea consumatorului pot merge până la 100.000 de lei. 100.000 de lei, un miliard. Da? Bun. Am înțeles... 25.000 de euro. 25.000 de euro. Vom relua această discuție cu siguranță odată ce apar aceste analize, pentru că, repet, în seara asta am vorbit strict pe ceea ce s-a întâmplat, din păcate, în școlile prahovene, dar în rest am făcut supoziții. Nu știm exact ce s-a întâmplat, nu știm a cui este vina, nu știm ca atare cine va fi tras la răspundere pentru...
situația prin care au trecut, din păcate, acești copii prahoveni, pentru că au vrut și ei, nu-i așa, să mănânce un corn, să bea un pahar cu lapte în pauza mare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă aștept aici alături de noi odată ce vor apărea rezultatele acestei anchete. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și ție îți mulțumesc, Victor. O seară plăcută vă doresc. La revedere!